Voi mi se deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Matei, capitolul 6. Voi citi de la versetele 19 la 34. Matei 6, începem cu versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molde și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molde și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce să vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar de când ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zile în cazul ei. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Prin harul și bunăvoința Domnului am ajuns la dumneavoastră și vă salut cu salutul Apostolului Petru din 1-a Epistolă. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Și aceasta atât în, având în vedere mântuirea, cât și viața aceasta. Cu această ocazie țin să vă mulțumesc că în vremea asta v-ați rugat pentru familia noastră și dacă vă mai rugați, mulțumim Dumnezeu să vă răsplătească. Amin. Și fie ca toți să putem rosti și versetul 3, asta și potrivit cu cuvântul care l-am citit, aici este scris, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru voi. Fie ca să fie și pentru voi. Amin. Pentru noi toți. Să ne întoarcem la textul nostru din Evanghelia după Matei, capitolul 6, și să ne reamintim că aceste cuvinte sunt parte dintr-o predică a Domnului Iisus Hristos. Un sfat, puțin spus un sfat, un cuvânt înțelept pe care l-a dat el contemporanilor săi și a rămas în Scriptură pentru toată posteritatea. Vreau să observăm în primul rând din acest cuvânt că Domnul Iisus Hristos a afirmat că există două împărății. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu. Acesta a fost subiectul predicilor sale. În Evanghelia după Luca, în capitolul 9, este scris în versetul 11, că El le vorbea oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu. Și după înviere, în cele 40 de zile, când a stat numai cu ai săi, tot despre împărăția lui Dumnezeu a vorbit. Le-a înfățișat-o prin diferite pilde, pentru că a vrut să le aducă mult mai aproape de ei, să o înțeleagă. Cealaltă împărăție este împărăția lumii acesteia. Și în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, când a fost ispitit Domnul Iisus Hristos, s-a discutat despre împărăția de aici. Satan
ca unul care până una altă este stăpânitorul, a făcut referire la împărăția de aici și i-a spus Domnul Iisus Hristos, citesc versetul 5, după ce l-a suit pe un munte și a arătat toate împărățiile pământului. Și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dat. Trebuie să recunoaștem că există pe acest pământ o împărăție a cărei stăpânitor este diavolul. El stăpânește peste oameni. Și Dumnezeu permite diferite forme de organizare statală, unele numite chiar împărății sau regale. Și toate acestea sunt sub stăpânirea absolută a lui Dumnezeu, dar cu permisibilitatea lui, sub stăpânirea diavolului. Vreau să fim conștienți, în primul rând, de această realitate în care trăim. Împărăția lui Dumnezeu există și acum. Acolo, în slavă, unde sunt îngerii săi, în inimile noastre, dacă am acceptat pe Domnul Iisus Hristos. Dar aceste două împărății merg în paralel. A spus Domnul Iisus Hristos o pildă, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 24, în care a zis, împărăția cea se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarină. Grâu. Dar a venit dușmanul, a semănat neghină. Și când explică Domnul aceasta, zice în felul următor, citesc de la versetul 38, țarina este lume, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Și la sfârșit, fiul omului va trimite pe îngerii săi și îi vor smulge din împărăția lui tot ceea ce nu ține de împărăția lui. Dar până atunci, ele merg împreună. Că vrem noi, că nu vrem. Aceasta e realitatea. Întrebarea la care trebuie să putem răspunde la finalul discuției noastre este, noi cărei împărăție aparținem? Pentru că nimeni nu se poate exclude. Dintr-una din aceste două împărății facem parte. Ori aparținem împărăției lui Dumnezeu, ori aparținem împărăției acestei lumi. Trebuie să știm de asemenea că aceste împărății sunt foarte diferite. Au concepte foarte diferite. De aceea nu putem să fim în amândouă. Spunea Apostolul Pavel, vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 25. Căci nebunia lui Dumnezeu, adică prin prisma gândirii din lumea asta, împărăția lui Dumnezeu pare o nebunie. Nimeni n-a văzut-o. Oamenii se bazează pe ceea ce văd, pe ceea ce au, o împărăție care va veni. Și scrie în Petru de asemenea că oamenii spun, așa a fost de când e lumea, ce împărăție? Ce altă lume? Și spune în aceeași epistolă, capitolul 2, versetul 7 și 6, de două înțelepciuni. Înțelepciunea acestui viac și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ne surprinde într-un contrast în cazul judecării și răstignirii Fiului Dumnezeu. Citez. Noi propovădim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o duce Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavă. Adică cei ce stăpâneau societatea romană și evrească acum 2000 de ani, dacă ar fi crezut cu adevărat că împărăția lui Dumnezeu îl are ca împărat pe Domnul Iisus Hristos și este împărăția care va veni cu putere, n-ar fi comis eroarea majoră să-l omoare tocmai pe el, tocmai pe Fiul lui Dumnezeu. Dar n-am înțeles. Ei se gândeau numai la împărăția de aici. Și pentru asta vă citesc din Evanghelie. Este scris că atunci când a fost închetat Domnul Iisus Hristos, citesc Ioan capitolul 18, l-au dus la Pilat și l-au acuzat că se dă drept împărat.
sperând prin asta că vor obține acuzația puternică spre a fi condamnat de autoritățile romane, ca și cum s-a răsculat împotriva cezarului de la Roma. Explică, citesc 36, împărăția mea nu e din lumea aceasta. El recunoaște că este împărat, dar e vorba de altă împărăție, nu de aici. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fi dau mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat, dar nu aici, acolo. Dragii mei, două împărății. A lui Dumnezeu, că l-are împărat pe Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele în veci. Și a lumii acesteia, care l-are, cum spuneam, pentru o vreme, stăpânitor, pe diavolul. Vreau să trecem mai departe, întorcându-ne din nou la textul nostru. Împărăția acestei lumi are un mandat limitat, ca de altfel și viața tuturor oamenilor de pe pământ. Pe când împărăția lui Dumnezeu este eternă. I-a arătat Dumnezeu un vis regelui babilonean Nebucadnețar. L-a uitat. A cerut să fie descoperit de oamenii săi, de specialitate, aceștia n-au putut, a trimis Dumnezeu pe Daniel. Și printre altele, în acel vis și în tâlcuirea lui se spune așa. Tu împărat ești împăratul împăraților, căci Dumnezeu ți-a dat împărăție. Și Nebucadnețar se considera cel mai mare împărat de pe pământ și era în vremea sa. Și zice în continuare. După tine se va ridica altă împărăție. O a treia, versul 40, va fi o a patra împărăție. Și toți s-au succedat la împărății. Toate acele împărății au fost vremelnici. Babilonenii, la vremea lor, au avut capitala aceea extraordinară. Nu s-a ales nimic din ea, a rămas mărăcini. A urmat Edo-Persi, Alexandru Macedon, Roma. Se considera în vremea gloria Romei că pe pământ sunt 10 porții de bogății, dintre care 9 sunt la Roma și una în restul lumii. Au venit popoarele migratoare din Asia și a fost distrusă și Roma, așa numită cetate eternă. Toate au un mandat limitat. Și scrie aici în capitolul 2, 44, dar în vremea acestor împărății, Dumnezeu celor va ridica o împărăție. Păi asta despre care ne-a vorbit Domnul seara asta, să o căutăm. Care nu va fi nimicită niciodată. Nu va trebui sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Din ce împărăție vrem să facem parte? Dintr-una care trece sau dintr-una care rămâne? Le-am spus odată unor politicieni care au venit să câștige un vot. Domnilor, mandatul vostru e foarte limitat. Și peste 4 ani, din nou, trebuie să cerșiți alte voturi. Dar și dacă ar fi regalitate și moștenire, și regii își depun coroana, toate trec pe pământ. Cum zice versul, toată slava lumii pierde mai degrabă decât vine. Și le-am zis atunci, n-ați vrea să vă înscrieți în Partidul Sfinților? Diferența e dată de faptul că împărăția Sfinților este eternă. Amin. Scrie aici, în capitolul 7, versetul 17. Aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ. Și spune versetul 12, li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Exemplu, babilonene, de care spuneam, când s-a scris pe perete, numărat, cântărit și împărțit, n-au putut să-și lungească mandatul nici cu o zi. Atât. Dar scrie aici în versetul 18, dar Sfinții Celui Preanal vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Mărit să fie Domnul.
problema este că împărăția de aici e în mâinile noastre. Și de dincolo trebuie credință să o percepe. Și atunci vieții oameni par a se mulțumi cu ce se vede, cu ce se pipă, cu ce se mănâncă, cu ceea ce au. Dragii mei, sunt două împărății. Asta de aici e foarte trecătoare. E un vis viață. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos în textul citit, am început cu cuvintele, nu vă strângeți comori pe pământ. Da, de ce? Vă rog să rețineți, Domnul Iisus, n-a condamnat comorile în primul rând. În primul rând le-a spus că totul pe pământ e foarte, foarte trecător. Ascultați cuvintele Domnului Iisus Hristos. Pe pământ le mănâncă bolile. Ce haine, haine, dumneavoastră, surorilor, doamnelor, vă plac mai tare haine. V-ați dori haine. Așa e că le mănâncă bolile cu vremea. Că le porți, că nu le porți. Cu vremea se uzează și dacă nu bolile, alte stări. Le sapă, le fură hoții. Totul e mișcător. Nu ține nimic prea mult. Dar în lumea viitoare cum este? Strâți-vă comori în cer, iată diferență. Nu le mănâncă mole și rugina, hoții nu le sapă, nici nu le fură. Acolo lucrurile sunt eterne. Spunea Apostolul Pavel, citesc 2 Corinteni, capitolul 4, și asta e problema, și aici trebuie credință, citesc de la versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, care aparțin acestui pământ, ci la cele ce nu se văd. Dar cum să te uiți la cele ce nu se văd? Prin credință. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dragii mei, pământul cu tot ce este pe el va arde. Trebuie să se fac tot. Suntem conștienți când ne uităm la casele noastre, când ne uităm în oglindă la trupurile noastre, mașinile, ele sunt pentru rugină, noi suntem cu vremea pentru boli, pentru moarte, casele, știu, coroziune, toate. Totul trece. Dar zice Psalmul 49 că unii și închipuiesc că veșnicele vor fi locuințele. E drept că și casele sunt mai durabile decât noi. Da. Și palatele, toate se pierd. De ce nu ne gândim mai mult la aceasta? De ce nu facem niște calcule mai corecte? Noi trecem, averile trec, împărăția asta trece, au trecut și comuniști, trec, tot, toate trec. Toate se pierd. Că tot ce e pe pământ este destinat efemerității și morții. Asta e realitatea. Plăcută sau neplăcută, crudă, dar asta este. Rețineți așadar aceste prime două idei. Două împărății. Una aici, care se vede și unde e stăpân diavolul. Alta, care va veni, unde e stăpân Dumnezeu și Fiul Său Iisus Hristos. Împărăția de aici, trece. Așa e de fixat mandatul, încât scrie în cartea Daniel despre vedenie cu ser și dimineți, și zice acolo că e adevărat. Adică atunci când se va împlini ceea ce vă citesc în cartea Apocalipsa, capitolul 11, la versetul 15. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru Hristosului Său și îl va părăți în vecii vecilor. Dacă e prevăzut să se împlinească asta la ora României, dimineața, nu se amână nici până după masă. Că Domnul a spus nu doar de ziua venirii sale, ci de ceasul acela. Totul e pe pământ fixat cu orar, numai împărăția lui Dumnezeu e fără zi, fără noapte, că e veșnică. Doamne ajută-ne să avem parte de ea. Dragii mei, zice Solomon că Dumnezeu a pus un om gândul veșniciei, dumneavoastră nu l-a pus. Vă doriți o astfel de împărăție? Câtă trudă să te pune în laboratoare, să se lucreze la ADN-ul cumva, la condițiile de viață, să
se găsească ceva planete. Recent citeam așa în fugă un titlu, că s-a găsit undeva un sistem unde sunt ceva planete asemănătoare cu Pământul, unde s-ar putea viețui. Ce-ar fugi oamenii așa de pe o insulă pe alta dacă ar fi planetele așa de mers cu vaporul de la una la alta? Numai și numai să scape viața. Dragii mei, viața în lumea asta nu se poate păstra. Se pierde. E destinată pentru așa ceva. Oare înțelegem noi că școborile de aici cât ar fi de valoroase? La urmă, ormei, sunt ca și atunci când se schimbă banii când plecăm de aici. Cineva și-a imaginat că un om a naufragiat pe o insulă. Și tare bucuros, pe lângă tristețea dată, că a recuperat aur din epava corăbii. Dacă încolo oamenii de acolo nu dădeau doi bani pe aur, că era la ordinea zilei pe jos. Oamenii aceiași prețuiau valorile, niște frunze speciale a unui pop ce creștea pe insula aceea. Erau foarte elastice și le foloseau cum ce noi pe post de bagnot. Cu vremea au trebuit să arunce aurul, că cine îl vedea cu aurul spunea, băi, ce-i cu pietrele astea la tine? Acum au început bietul om să adune frunze. Dar cu vremea a venit o corabie, credea de acum că e bogat să întoarcă în țara lui, și așa de intrat în cap ideea cu frunzele, de uitat de aur. Și când s-a întors în țara lui cu o traistă de frunze. Revenit, au zis toți, băi, sărmanul de tine, când ai naufragiat, ai nebunit, să adun tu frunze. Asta e o poveste, nu e adevărată, nu? E o imaginație. Povestea noastră. Oamenii au fost creați de Dumnezeu și așezați în rai. Când au păcătuit, o dat afară și le-au spus ceva. De acum, totul e cu termen. Îmbătrânești și mori. La femeie suferințele și se vor perinda generații. Noi, dragii mei, simtim să ajungem din nou acolo de unde am pornit, la Dumnezeu. Dar acolo sunt alte valori, alte comori. Dar noi așa ne-am obișnuit cu acestea de aici, încât ni se pare că cineva are o poziție. Pentru cât e pe poziția ta? Are o casă. Ori se termină casa, ori îl prim. O mașină, tineri, bucuroși, știu eu, câte ne dorim. Toate se pierd. Dumnezeu să ne dea pricepere să înțelegem. Amin. Trec mai departe, la o treia idee. Nu se poate să ai ca prioritate ambele împărății. Trebuie să-ți alegi una. Ori asta, ori cealaltă. Noi am vrea amândouă, nu? Dar cum zice poetul, aici se manifestă niște paiuri, că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Numai că atunci când toate planurile scap, din două raiuri mai rămân un iad. Dragii mei, nu se poate. Ascultați cuvintele Domnului Iisus Hristos. Matei 6, citesc de la versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și dacă nu se poate la doi, trebuie să alegem. Cu Dumnezeu sau cu diavolul. Și în final, când se va așeza împărăția aceea viitoare, se va ține cont de opțiune. Scrie în Matei 25, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Și va zice celorlalți, duceți-vă de la mine în locul, în focul pregătit diavolului și îngerilor lui. Noi alegem una sau alta. Dragii mei, alegerea. Nu e așa să vă pun eu să votați. Eu îndrăznesc să spun că în seara asta nimeni n-ar vota cu satana, nu? Dacă ar fi așa un vot rapid, cine pentru Domnul sau ridicare de mână, cine pentru diavol? Toată lumea ar spune pentru Dumnezeu. Numai că Domnul Iisus a zis, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți? Ce spun eu? Vedeți? Noi avem de ales în momente de ispitire. Domnul Iisus a refuzat oferta diavolului când era foarte flămând. Și diavolul i-a propus să obțină
pâine într-un mod, a spune, ilicit. Diavolul vine cu ofertele lui. Și noi, când alegem să ne gândim la una din cele două împărății, ce am ales? Una de aici, avantaje de moment? Zice înțeleptul în cartea Proverbele, vă citesc din capitolul 9, sunt cele două oferte permanente. De la versetul 1. Înțelepciunea și-a jedit casa și strigă. Veniți de mâncați din pâinea mea, beți din vinul pe care l-am amestecat, lăsați prostia și veți trăi. Dar la aceeași piață, puțin mai încolo, nebunia este o femeie gălăjioasă, șa de la ușa casei sale, pe o scaun, pe înălțimile cetății, să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Să vin aici! Și ce le spune? Apele foarte sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. Dar nu știe că acolo sunt morți și că oaspele ei sunt în văile locuinții morților. Dragii mei, ce alege? Care e prioritatea vieții noastre? Pentru asta suntem în această seară aici. Ascultați sfatul Domnului Iisus Hristos, Matei 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Când vă sculați dimineața, ce căutați mai întâi? Hai! Cafea, ziarul sau Biblia? Mai întâi, nu? Când luați salarul, la ce vă gândiți mai întâi? La comor de jos sau de sus? Când aveți timp liber în weekend, la ce vă gândiți? Vă să zică, de votat, nu votăm la biserică. La biserică tot votăm bine. Acasă votăm, la serviciu. Ce căutăm mai întâi? Dragi copii, adolescenți care sunteți pe aici, ce doriți mai întâi? Sunt momente critice în care trebuie să alegem. Este un episod în Vechiul Testament, erau doi frați, Iacob și Esau. Lui Esau îi plăcea vânătoare. Dar și că dacă trăia în vremea noastră, era tot pe net. Ba într-o parte, ba la altă, numai căutări. Și cum tinerii sau și alții uită când apucă pe internet, aflăm în zi. Vine acasă, frate, să o făcea mâncare. Și dăm să mâncă. Ăsta, destul de afacerist, spune, mai e momentul să câștig ceva. Învins drept un zei de tâi născut. Și zice, sau, da, la ce slujești? Păi slujea la mult după ce ar fi decedat tata lui, dreptul de tâi născut îi oferea două părți din moștenire și la frate o mână. Să dai două părți din moștenire la o avere, cum avea Isaac, pe o mâncare? Da. Pofta de moment l-a făcut să nu se gândească în viitorul. Și-a zis, gata, jur. Culmea, ce mă surprinde acolo, scrie în finalul capitolului 25 din Genesa, că după ce o mâncat, s-o scula și-o plecat la vânătoare. Păi totuși nu era chiar atât de obosit dacă a putut pleca din nou, nu? Dar iată ce slab sunt oamenii când este vorba să prindă ce este aici. Pentru o mâncare, pentru ceva de moment, sau poate ceva pentru, chiar pentru viața întreagă, nu se gândesc la ce urmează. Și este scris despre același Iacov, ani mai târziu, într-o noapte, critică, se temea de dușmani, s-a pus să se roage. V-ați rugat vreodată toată noapte? Povestea un frate, zice, m-am pus și eu să mă rog, am fost mai slab decât Iacov, decât Domnul Iisus am adormit, zice, n-am văzut toată noapte. Și zice îngerul acela care se rupta în rugăciune și cred că îl vedea, lasă-mă, nu te las până nu mă binecuvintesc. O întrebare, cine vi se pare că a fost mai obosit? Esau când și-a avut dreptul de născut sau Iacov după ce a muncit o zi întreagă și noaptea asta fără să toarnă? Zice, Iacov a fost mai obosit. Dar nu s-a uitat la oboseala de moment și a vrut să fie binecuvântat. Dragii mei, să nu fim ca niște copii nepricepuți care vor acum pe moment totul și ne așteaptă pentru mai târziu. Să dorim împărăția lui Dumnezeu că e veșnică și să avem parte de ea. Amen. Să ne gândim mai la ceea ce este aici. Vă dau o pildă din Evanghelie, spuse Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Luca, capitolul 12,
Iese unul în față, un umblat domnul prin mulțime și zice: spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea. Și domnul zice: domnul judecător. Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuților. Și le-a spus următoarea pildă. Un agricultor a prins o recoltă foarte bună într-un an, a trebuit să-și mărească depozitele și acum a liniștit toamna, a zis el: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Mănâncă, odihnește-te, bea, veselește. N-au mai fost nici măcar multe zile de cum mulți ani. Dar chiar în noaptea aceea Dumnezeu i-a zis: nebunule, și se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui? Vor fi. Tot așa este și cu cel ce adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Dumnezeu vă lasă să vă îmbogățiți dacă vreți. Știu că oamenii se lasă un harnic. Numai de dacă reușiți să vă stea gândul la rai, nu la avere. Să vă dea Dumnezeu harul să fiți ca Avram, patriarhul. Scrie că el aștepta cetatea care temeri tare. Și s-a dovedit că nu i-a stat mintea la avere. Că atunci când putea să ia ca pradă de război după recucerirea celor ce au cotropit Sodoma și Gomora cetățile împrejur, știți ce a zis? Genesa 14. A zis către primarul Sodomei: auzi, nici un șire de la încălțăminte nu trebuie. Băieții care au fost cu mine să-și ia partea lor, mie nu trebuie. Când a fost vorba să împarte cu nepotul lui, Genesa 13, nu mai încăpeau locului turmele lor. Știți ce a zis? Nepoate, ia ce vrei. Un astfel de om nu te poți certa. Și scrie în Evrei 13 că cei ce vorbesc în felul ăsta, dacă discută de avere, ăștia se vede ce caută. Evrei 12, Evrei 11, vă citesc versetul 14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit, adică pentru ei clar și clar și pentru cine aude, că sunt în căldarea unei patrii. De aceea Dumnezeu le-a pregătit o patrie cerească. Mărit să fie Domnul. Dragii mei, să avem ca prioritate împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să avem ca prioritate principiile sfinte. Să ne călcăm pentru bunul trecător. A avea ca prioritate împărăția lui Dumnezeu înseamnă a încheia legământ cu Dumnezeu. Să ne grăbim să facem asta, amin? Pentru că altfel am pierdut totul. Recent am auzit o mărturie despre un bărbat din Australia, soția lui era credincioasă. Și el mai mergea în ocazii speciale la evanghelizare, la nunți, și cunoștea, mai făcea și donații. Era un om prosper, în afaceri. Și 27 de ani amânat să se boteze. Într-o dimineață, mergând într-o călătorie de afaceri, a simțit că are ceva dureri în corp. Și s-a constatat în scurt timp că era boala foarte avansată și a și murit în câteva săptămâni sau luni, să nu greșesc. Într-una din zile, timp ce era bolnav, l-au vizitat frații din conducerea adunării. Și l-au invitat măcar acum să încheie legământ cu Dumnezeu, că doar el este în cunoștință de realitatea lumii viitoare. Deci acum ești conștient că pleci, le lași. Și bietul om, cu voce gravă, crispat, le-a zis: nu mai pot. Astă noapte l-am văzut pe Iisus Hristos, a venit la mine cu o haină albă pe braț și cu o cunună. Și o zis: de 27 de ani te aștept și am vrut să ți le dau, dar ți-o trecut vreme. Și a plecat fără să mi le dea. Ce tristețe poate fi mai mare decât aceasta? La noi în biserică a lovit trenul pe un băiat de 20 de ani și l-am îngropat duminică, a fost o săptămână. Durerea cea mare a fost dată de faptul că exact de un an, din februarie anul trecut, nu mai venea la adunare. Mi l-am amintit într-un episod în podul bisericii, când ne-a zis: Mateiuț, vine și tu la un grup de tineri, îți scrie și tu să te botezi. Și am aflat apoi că tare îi plăcea lumea asta, practica un sport extrem și era ceva sărituri, era foarte bun.
Și am văzut la mormântare pe colegii lui de la sporturile astea extreme. Erau zguduiți. Cum a murit cel mai bun dintre noi? Da? Că a căuta împărăția lui Dumnezeu înseamnă să o cauți câte vreme se poate găsi. Înseamnă să nu-ți permiți să amâni nicio zi. Înseamnă să socotești prioritară toate principiile vieții tale. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Nu se poate. Ori cu un stăpân, ori cu celălalt. E de ales. Ori cu Dumnezeu, ori cu lume. Spune Scriptura, vă citesc din Iacov, capitolul 4, și să nu creadă cineva că le putem împăca. Versetul 4. Retenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Eu mai degrabă vreau să fim vrăjmași cu lumea, de fapt cu diavolul, cu oameni, cu stilul lor de gândire păcătos. Cu asta nu vom fi de acord, nu vom fi prieteni. Dar să fim prieteni cu Dumnezeu. Că și aici trece și când vine împărăția lui Dumnezeu, ce frumos va fi. Dar mi-e, vă rog să vă imaginați pe cineva care este prieten cu lumea de aici. Dar trebuie să treacă granița. Și dincolo e altă împărăție. Și aici să fie prețuit și să fie condus până la graniță cu onorul militar. Și dus cu mașini de lux. Și la graniță să-l aștepte doi cu coagule să o ducă la pușcărie. Merge cu bucurie spre vamă. Dar vă rog să vă imaginați partea cealaltă. Să admitem că lumea asta nu vom avea parte, cum spunea Asaf, carnea și inima fost să ni se prăpădească. Totuși voi vedea pe Dumnezeu. Amin. Și să te ducă până la graniță, așa cum ducea pe vite, cum au dus pe evrei la Holocaust. Dar la graniță să te predea, acolo să treci printr-un filtru, să se schimbe trupul stării noastre smerite, să te primească cu glorie. Amin. E altă împărăție. Și ne apropiem de vamă. Mâine, poimâine, mâine, trecem toți. Amin. Este o pildă în Luca 16, că unul aici a avut de tot. În fiecare zi, bărbat fiind, ținea foarte mult cont cum se îmbrăca. Meniu ales. Dar a murit? A murit și el. Și era acolo unul necăjit. De fapt, nici nu aparținea acestei împărății necăjitul acelui. Și când a murit, scrie în Luca 16, că au venit îngerii și l-au dus. Sânul lui Avram. Și bietul bogat, ce-o zis când au ajuns pe lumea cealaltă, în cealaltă împărăție? Du-te repede la frații mei și le spune că altfel stau lucrurile. Că este aici o împărăție. Ea nu credea în împărăție, că era prieten cu saducheii. Ăștia erau sponsorii saducheilor. Era partidul de la conducere, bogați. Și ei nu credeau în înviere. Și s-a bazat și el pe vorba aceea, că aici sunt toate, și raiul, și iadul. Nu, 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 aici nu-i nici raiul, nici iadul. Aici e numai așa, de trecere. Noi ne îndreptăm spre unul din aceste două locuri. Să ne ajute Domnul să căutăm mai întâi împărăția. Amin. În seara asta, dragii mei, nu vă culcați să nu rezolvați problema. Am avut un prieten care amânat să se pocăiască, a intrat în lumea lui. Și i-a spus mama lui, într-o zi a venit și a zis, am vrut să te mai văd. Că mi-a spus Dumnezeu că nu vei mai trăi mult dacă nu-ți dăruiești inima lui. Vei intra în niște antonaje, ceva se va întâmpla. Și spune, da, mamă, poate veni să mă vezi că ești mea ta bătrân. Dar totuși s-o speria. S-a dus la rugăciune și acolo a fost un cuvânt profet în care Domnul i-a zis, îți mai vorbesc o dată. Atunci s-o temut, umblat numai cu mașini, mi-am povestit personal cu airbag-uri pe toate părțile, cu bodyguard după el, păi, să n-am probleme. Într-o seară o stat la petrecere cu un coleg, primește un telefon noapte la 2:30, colegului a murit, a făcut infarct. Și păi, dar asta nu te ajută bodyguard, nici airbag-uri. Atunci s-o speria, s-a dus din nou la rugăciune și Domnul i-a mai vorbit. Totul la un proc, nu știa că procește la tot. Ce acolo ne vorbim? S-o speria mai tare. Și s-a hotărât să se întoarcă la Domnul.
a Dumnezeu nostru care nu obosește El. De atunci și până zi de azi a rămas ca prioritară pentru El împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și știți ce scrie acolo? Neprihănirea lui, ăsta e secretul. Că așa numai să caute împărăția, când e vorba de veșnicie și de rai, toți ar face ceva. Dar Dumnezeu a zis și neprihănirea, adică în slavă, nu merg cei ce sunt abili, că au căutat împărăția, s-au descurcat. În slavă ajung cei ce vor să fie curați și sfinți. Amen. Că zice în Apocalipsa că în cetatea aia glorioasă, nimic întinat și spurcat nu o să -i... La un frate s-a dus un tânăr și a zis, uite, eu mai am patima asta, oare nu pot fi pocăit și cu asta. Apoi, am auzit că și alții m-au s-o liniștit. Că a văzut că merge, a zis, da, eu mai mă scap într-un păcat. Și iară, cumva, așa, l-o să scăldați pe ăsta. O mai spus încă unul. Și la urmă zice bătrânul, m-a să spune o problemă, acolo la mamă nu-s eu. Am văzut, ziceam, păi asta e problema. Tu crezi că și cu mine rezolv lucrurile? Nu în fața noastră va da cineva examen, că el e pocăit și primul și el... Nu, asta Dumnezeu ne cunoaște inimile. Dumnezeu știe ce cauți. Când vii primul la adunare și poți săptămâna la rugăciune, Dumnezeu știe dacă tu cu adevărat cauți împărăția și neprihănirea sau o dat vreun necas peste tine sau așa vrei să pozezi că ești punctual. Catalogul e la Dumnezeu. El ne cunoaște inimile la toți. Și știe dacă într-adevăr noi îl dorim, dacă el este prioritatea vieții noastre, atunci cu siguranță Dumnezeu ne vrea și ne mântuiește. Dumnezeu știe dacă am întors totalmente spatele diavolului. Doamne, ajută-ne! Și al patrulea gând și ultimul. Dacă aparținem împărăției lui Dumnezeu, dacă o căutăm, viața în lumea asta ne este asigurată de Dumnezeu. Dacă rămânem cu viața din lumea asta, nu doar că viața viitoare e pierdută, dar nici viața de aici nu-i sigur. Vă citesc cuvintele Domnului din cele scrise în Matei, capitolul 6. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri care? Ce vom mânca, ce vom bea, cine vom îmbrăca? Nevoie de vieții de aici. Vi se vor da? Pe deasupra. Zice David în Psalmul 37 și e valabil până în zi de azi și va fi valabil pentru totdeauna. Zice el așa, am fost în 25 și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâine. Dragii mei, să nu creadă cineva, dacă eu mă dedic în Împărăția lui Dumnezeu, cum rămâne cu viața asta? În viața asta ți asigură Dumnezeu trecerea cu bine. Se dă pe deasupra. Asta e bonus asigurat. Niciun sfânt n-a murit de foame. Dumnezeu ne va purta de grijă. Familii mai numeroase, oameni mai capacitați, intelectual, mai puțin, Dumnezeu poartă de grijă. A zis Domnul Iisus Hristos în cuvintele Lui, la cei ce poate sunt ispitiți să se îngrijoreze. Ascultați! Matei 6, de la versetul 25. Oare nu-i viața mai mult decât hrana și trup mai mult decât îmbrăcăminte? Uitați-vă la păsările cerului. Nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Dacă nici vrăbile iarna nu mor fără știrea lui Dumnezeu, apoi vom muri noi. Nu va purta Dumnezeu de grijă ființilor noastre? Dumnezeu e credincios. Și toți ființii au astfel de experiențe cu Dumnezeu, le-a purtat de grijă. Cum le-a rânduit serviciul, cum le-a dat bani atunci când au avut nevoie, cum le-a dat pâine dacă au fost la limită. Da. Nu mai trebuie să stăm cu griji. Sfinții nu-s orfani, au tată. Cine nu-i orfan, cerșește pe stradă. Noi zicem Tatăl nostru și destul. Evident.
evident, ne facem parte, muncim, ne dă Dumnezeu sănătate. Dar s-a angajat să ne poarte de grijă. Și ăsta e mare lucru. Citeam mai cu ani în urmă revista Fraților Menoniți, Săgunța Adevărului, că într-o familie de credincioși dimineața s-au sculat și mai întâi împărăția au citit. Și unde s-a deschis Biblia? La Evrei, capitolul 13, versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Deci, el însuși a zis, ce asigurare, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Dar soția îi zice, dar dragă, bani pe cap nu mai avem, în casă câțiva dolari, trebuie să iau medicament, frigiderul gol. S-a rugat, el a plecat la serviciu, pe drum, pe dreapta, un om cu un jeep, pană, bine îmbrăcat, vine prea dimineață să sune, undeva la un service, se oprește fratele, zice, eu pot să fac depanare. De principiu, da, faci, cât mă costă? Am văzut că omul avea bani, eu spus soția acasă, că e negăjit. Și zice, să fac un bine de dimineață, să taxez pe cineva, în numele Domnului. Bine! Se suie patronul mașină și spune, măi, ăsta cu numele Domnului e pocăit. Și tata lui fusese pocăit. Așa m-a învățat tata să faci bine și să lași răsplătirea pe seama lui Dumnezeu. Era vremea că se purta pleată. Și zice, băi, în memoria tatălui meu măcar mă duc și mă tund. În fine, soția lui s-a dus la magazin să cumpere ceva, când a ajuns la casă să plătească, a fratele nostru, zice că n-are bani de struci. Vă scuzați, să pun înapoi pe raft. Un om înapoi ei, al doilea, vă rog, aici întinde o bancnotă de $100, vă rog, doamnă, hai. Nu, vă rog, $13, diferențele 8-7, să-i dea, zice, nu, mă duc un singur produs, George mă cheamă, și pleacă. O, a ajuns să ia și medicament, și așteaptă bucuroasă soțul și venea, când venea de la serviciu și spune, ce minune a făcut Dumnezeu asta. Am cumpărat și alimente și medicamente și m-am găsit $100. De ce ți-o dat? Unul George. Cum arată? Bine îmbrăcat, așa. Atât am zis, George mă cheamă. Și eu zice, și eu am întâlnit dimineața, mă rog, așa o ridicam mâna, George mă cheamă, dar era pletos, ăsta făcă era tuns. Dragii mei, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Când El vrea să plouă, plouă. Dacă vrea să dea bani la cineva, îi dă. Dragii mei, ce alt sfat mai bun ar putea fi decât cel care ne-l-a dat Domnul Iisus? Căutați împărăția aceea veșnică. Viața eternă. Și viața de aici o iau sub grija mea. Și Domnul ne poartă de grijă. Și la căsătorie, fetelor, nu vă stresați. Voi pregătiți-vă pentru nunta de sus, ca asta de jos o rezolvă Domnul și pe asta. Să ne fie gândul la slujirea sfântă. Că Dumnezeu ne rânduie și serviciu. Da? Să te lupți, să plași lui Dumnezeu, că-ți face prieteni și pe dușmanii tăi, spune în proverb. Să trăim fără griji, că Dumnezeu nostru este bun și mare. Din aceeași predică a reținut Matei, vă citesc în Luca, din predica spusă de Matei, a reținut Luca, scrie în capitolul 12, deci 29, să nu căutați să vă ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Mintea noastră trebuie să fie pentru Domnul și împărăția Lui. Amen. Nu pentru vremuri și pentru ce va veni. Că astea sunt tot sub stăpânirea Lui. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de El. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, adică cele necesare vieții, vi se vor da pe deasupra. Citești și pe scrierul următoare, că-s foarte frumos. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Adică, noi căutăm împărăția lui Dumnezeu, dar de fapt asta e oferta Lui, ne caută El cu împărăția, poftiți în ea! Vindeți ce aveți! Și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cerul, nu se apropie hoțul unde nu roade molea. Și închei cu cuvintele, căci unde-i comoara voastră? Acolo e și inima. Ăsta e testul. Dacă într-adevăr tu ești părtaș împărăției viitoare, mintea ți este la împărăție.
Acolo îți alung comorile. Și despre asta vorbești și asta îți place și de asta vei avea parte. Dacă încă n-aparținem Împărăției lui Dumnezeu, ne frământăm, ne pasionăm numai cu ceea ce este aici, ne stresăm să avem, cine știe, poate nici nu o să avem, că nu toți ce doresc ajung să aibă, ce diferență. Recapitulez și ei. Sunt două împărății. Una cât o lua de mână și la alta lui se vede capătul. E mare Dumnezeu care e împăratul vieții viitoare. Împărăția asta limitată, cealaltă nu se pierde. Noi trebuie să alegem una. Asta prin întregul nostru comportament. Dacă o alegem pe cea viitoare, e rezolvată și de asta. Dacă rămânem numai cu viața asta, nici asta nu e sigur că e rezolvată. Și cealaltă, spus Domnul, ce ar folosi un om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul. Doamne, ajută-ne, fără întârziere, să punem mâna pe Sfânta Ta Împărăție. Grăbiți-vă că se ia cu năvală. În seara asta ușa e deschisă. Doamne, primește. Și să nu ne mai uităm în urmă că n-avem la ce. Că-s gunoaie și lucruri de azi. Împărăția viitoare veșnică. Amin.